Salutare, prieteni! E o probă înainte de ora 21 cu Gavrilescu Robert în această seară pentru dumneavoastră. Vom încerca să-l aducem, să ne facem probele tehnice, ca de obicei, povestea lui de viață, dar și lucruri interesante de la el. Ce vă puteam afla în timp de 60 de minute, vă invit să rămâneți cu noi și nu aveți ce să pierdeți. Haideți să l-ascultăm pentru câteva clipe și apoi vedem la 21 aici la Lumea în Obiectiv, în direct pentru dumneavoastră. Da, vă salut, dragi prieteni, rămâneți împreună cu noi. Bună, Robert! Bună, ne auzim bine, ne vedem? Ne vedem, ne auzim perfect. Asta sunt doar niște probe. Le spunem oamenilor ce ne auzim după 21. Facem puțină cunoștință cu Gavrilescu Robert. Mulți dintre prieteni poate te știu și poate pe scurt le spui cine ești și apoi eu vor afla mai multe după 21. Păi, sunt o persoană cu dizabilități, gradul 1, mă deplasez în fotoliu Da. rulant, de pe la 2 ani, am deja 44 Mulți înainte. și mă lupt pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru drepturile mele, în același timp îmi trăiesc și viața, nu? Ca și persoană cu dizabilități trăitoare pe cărucior și în România. Dar toate lucrurile astea nu fără Dumnezeu. Vom afla cât de important e Dumnezeu în viața ta în ultima perioadă. Ok. Bine, atunci vorbim. Bine, mulțumesc, dragi prieteni, rămâneți cu noi și aflați povestea impresionantă a lui Robert Gavrilescu, 21.